domnilor, eu sunt Doina Salcuțan și urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Mii de tineri basarabeni au șansa să facă studii în România datorită burselor oferite de guvernul de la București, universitățile de prestigiu, diplomele recunoscute la nivel european și numeroasele posibilități pe care le oferă România sunt argumentele de bază ale tinerilor basarabeni care optează pentru studii peste Prut. Astăzi la Chișinău a început târgul universităților din România. Absolvenții de liceu au posibilitatea să vadă oferta centrelor universitare și să afle mai multe informații despre condițiile de admitere. În cadrul emisiunii din această seară discutăm despre oportunitățile de studii pe care le oferă România tinerilor basarabeni și noutățile sesiunii de admitere 2019. Forfotă mare în această dimineață în Parcul Central din Chișinău. Zeci de absolvenți de liceu care își doresc să facă studii în România au venit la Târgul Universităților desfășurat astăzi la Chișinău. Ei s-au interesat despre ofertele instituțiilor de învățământ superior de peste Prut, facultăți, specializări, burse și condiții de cazare în cămine. Membrii organizațiilor de studenți și reprezentanții universităților au oferit informații și au răspuns la fiecare întrebare. Noi ne diferențiem față de celelalte universități prin faptul că avem o ofertă complexă, atât pentru elevii de liceu care își doresc să aibă o carieră la uscat, cât și pe mare, atât fete și cât și băieți. Dacă, în general, oamenii se gândesc la Universitatea Maritimă ca fiind o instituție de învățământ superior care pregătește doar elevi cu cariere pe mare, evident cariere foarte bine plătite. E bine, noi avem și specializări pentru cei care doresc să lucreze la uscat, în port, în comerț internațional, transporturi internaționale, logistică, supply chain management, expediții de marfă, precum și în industria mediului sau telecomunicații. Referitor la carierele pe mare, acestea sunt cele mai atractive din punctul de vedere al salariului pe care îl poate obține un absolvent. Salariul unui absolvent aflat în funcție de ofițer pornește de la 3.000 de euro pe lună și poate avansa extraordinar de repede în 5-6 ani la funcția de comandant, ceea ce înseamnă un salariu de 10.000 de euro pe lună. Gândiți-vă, în banii moldovenești este foarte mult. Evident, și răspunderea și specificul meseriei este distinct. Dar este unica industrie, aceasta a navigației, care permite o avansare foarte rapidă pe scară ierarhică. Beatrice Cociu-Mariuc este studentă în anul 3 la Universitatea Maritimă din Constanța. Tânăra spune că studiile în România i-au deschis noi orizonturi, iar după licență vrea să facă studii de masterat în Danemarca. Eu, din clasa 9, visam să ajung la farmaceutică și am fost în Iași și nu erau locuri pentru basarabeni. Și când m-am dus la liceu, directoarea liceului mi-a întins acest pliant verde și tot drumul mă uitam la el, adică a fost o atracție. Așa a fost fie să ajung la Universitatea Maritimă și chiar nu regret nicio clipă. Pe lângă universitate mai fac și voluntariat, sunt în Liga Studenților, am călătorit prin țară, sunt student senator la Universitatea Maritimă, particip la orice ședință de senat cu profi. Apăr drepturile studentului în universitate. Pe lângă universitate și obiectele care le facem zi de zi, mai avem oportunități să facem canoe, yachting, cu profesori de sport și este un avantaj foarte mare pentru că nu cred că o să mai am ocazia în viață să mai merg pe o canoe. Vreau să plec și mai departe, vreau să fac masterul în Danemarca pentru că acolo se pune accent foarte mare pe mediu și poate după mă pun pe picioare și vin și aici. Reprezentanții universităților din Iași, Suceava, Brașov, Timișoara, Petroșani le-au explicat tinerilor basarabeni ce oportunități au dacă sunt admiși la studii în România. Noi reprezentând Timișoara, automat promovăm Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, Universitatea Politehnică și Universitatea de Medicină Veterinară. Acestea patru, care oferă locuri pentru românii de pretutindeni, adică basarabeni, sârbi și alte categorii. În România, de exemplu, noi, românii de pretutindeni sau basarabenii, se oferă un număr destul de mare pentru noi de locuri la buget, peste 5.000 în acest an, dintre care 3.000 și ceva sunt la buget cu burse, inclusiv. Bursa este de 300 de lei românești, e o sumă destul de avantajoasă, aș spune, plus o mare parte din universități oferă posibilitatea ca din bugetul
propriu să aloci o sumă mai mare de bani în cazul în care ai o medie necesară pentru a primi bursa de merit, de exemplu, 600, 800 de lei sau chiar 1000, în funcție de universitate. De exemplu, numărul de locuri la Erasmus este foarte mare la multe universități și foarte mulți colegi basarabeni de-ai mei s-au înscris. Urmează să mă duc și eu peste un an, abia aștept să ajung acolo. Plus, facilități precum transportul public în comun pentru studenți redus la 50% sau, de exemplu, dacă vorbim de unele orașe, Timișoara, de exemplu, e gratuit pentru că se decontează în totalitate. În toată România, transportul feroviar e gratuit cu trenul, în baza unei legitimații pe care o prezinți. La fel, ai acces la instituții de cultură, la reduceri pentru studenți. În general, aș spune că studenții în România sunt foarte avantajați, se oferă multe oportunități pentru studenți, în special pentru românii de pretutindeni, pentru noi. Universitatea Transilvania este cel mai mare centru universitar din zona centru a României. E alcătuită din 18 facultăți, în mare parte sunt facultăți din domeniul ingineriei. La noi ingineria este foarte bună, în special design de produs și mediul la care studiez eu, dar nu numai. Se oferă tot fel de posibilități de a face practică, chiar și prin intermediul Erasmus Plus, pe timp de vară. Pe lângă facultățile de inginerie avem și facultatea de drept, care este una destul de bună. Am venit să promovăm universitățile din România și mai ales noi universitățile din Iași, pentru că eu sunt la Iași, dar sunt voluntar din majoritatea orașelor mari din întreaga România, care își promovează universitățile locale. Tinerii tot vin și vin, mai ales la Chișinău. Chiar și anii trecuți erau în jur peste 1000 de tineri care veneau la târgul universităților. Ei sunt foarte interesați pentru că informații sunt foarte multe, la unele universități diferă și de aceea trebuie să vină să se intereseze la fiecare universitate în parte. Cele mai importante întrebări sunt câte locuri disponibile sunt, dacă am șansa cu o notă sau alta, care sunt actele necesare, cum sunt condițiile la cămin și cam atât. Dionisie și Igor sunt studenți la Suceava și spun că beneficiază de educație la standarde europene aproape de casă. Sunt foarte interesați. Până la momentul dat au fost sute de oameni, chiar părinți, studenți, surori, frați și într-adevăr au un interes destul de mare pentru Universitățile din România. Pentru că studiezi în Europa, dar nu ești departe de casă. Noi avem o diplomă europeană care este mai frumoasă, să zicem, decât a noastră. Noi avem oportunitate de bursă de merit care avem și nu putem să avem aici și noi avem oportunitate să învățăm gratis, comparativ cu aici unde concursul este totuși mai dificil și în general experiența care noi ne oferă în alte țară e destul de nice, plus la fel programurile Erasmus Plus care sunt în majoritatea universităților și deja pur și simplu viața de studenție te face un pic mai independent. Întrebați dacă vor reveni acasă după finalizarea studiilor, tinerii au răspuns diferit. Eu, de exemplu, da, eu am un spirit de patriotism, dar alții cu bursă europeană se duc în Europa, dar eu consider că se poate și Moldova de trăit și de ridicat țara înainte. Eu nu știu dacă m-aș întoarce înapoi în Moldova, eu cumva am alte viziuni și cred că eu aș opta să mă dezvolt în Uniunea Europeană sau în general în alte țări din lume, pentru că în Moldova e țara mea, da, sunt patriot, dar oricum nu ți oferă aceleași posibilități și perspective ca și Europa sau întreaga lume. Absolvenții de liceu care au venit la târg s-au arătat interesați de studiile de peste prut. Majoritatea spune că România oferă experiențe diverse și bogate. După oricare o analiză, am înțeles că România oferă mai multe posibilități și oportunități pentru o carieră cu succes. Am venit aici pentru a afla mai multe informații despre universitățile din România, pentru că vreau să depun acolo. Cred că universitățile din România îmi deschid mai multe uși. Adică îmi oferă o diplomă care este recunoscută în mai multe țări. Am venit la târg ca să mă informez decât despre facultățile din România, ce oportunități avem, cum să aplicăm, până când este terminul și tot așa. Și vreau și vroiam în Brașov, dar văd că și în Craiova sunt oportunități foarte bune și în Cluj și, nu știu, deja o să merg acasă și o să mă decid. În România sunt mai multe oportunități pentru basarabeni decât în Moldova. Și, de fapt, o să fie și o facultate europeană, adică dintr-o țară europeană. Am așa oportunități și mă bucur că mi s-au deschis așa orizonturi ca să încerc. Deci eu mai am câțiva ani, dar încerc să, din timp să mă informez. Sunt mai multe oportunități și, într-adevăr, universitățile din România sunt mult mai avantajoase, oferă mai multe orizonturi deschise și mai multe căi. Și, respectiv, m-am gândit la Cluj, fiindcă e cea mai bună universitate de acolo, Babeș-Bolyai.
și de ce nu Sibiu sau Craiova, nu știu încă. Tinerii basarabeni absolvenți de liceu sunt îndemnați să se înscrie la universitățile din România cu mai multă hotărâre. Le recomand tinerilor să nu se streseze atât de mult, pentru că procesul, deși pare un pic complicat, stresant, nu este atât de dificil. Majoritatea universităților oferă posibilitatea să depui dosar online. Și atunci tot ce trebuie să faci este o listă de 10-11 acte pe care doar le scanezi, le-ai depus online pe o adresă de e-mail indicată de universitate, ai așteptat câteva zile răspunsul să vezi lista de rezultate, ai confirmat locul, la multe la fel poți online să confirmi locul și să oferă posibilitatea să mergi să depui dosarul, de exemplu, când se începe anul universitar. Asta nu este peste tot, dar multe universități oferă posibilitatea aceasta. Pentru anul academic 2019-2020, Guvernul de la București oferă 3758 de locuri pentru ciclul licență, dintre care 2443 cu bursă, iar 1315 fără. Pentru masterat, 1815 locuri, dintre care 1097 cu bursă, 718 fără, iar pentru doctorat sunt 150 de locuri. La fel, peste 2500 de absolvenți de gimnaziu din Republica Moldova își vor putea continua studiile la liceele și colegiile din România. Târgul universităților se desfășoară astăzi și mâine la Chișinău, pe 6 iulie la Bălți, iar pe 7 iulie la Cahul. Am revenit în platou și am plăcerea să prezint invitații din această seară. Este vorba despre doamna Luba Eremia, președinte Federația Tinerilor Români de Pretutindeni. Bună seara! Bună seara! Și domnul Nicu Certan, președinte Asociația Studenților Basarabeni din Craiova. Bună seara! Bună seara! Stimați telespectatori, aveți posibilitatea să adresați întrebări pe pagina de Facebook a emisiunii, iar noi vom încerca să dăm răspunsul la acestea pe parcursul discuției. Așadar, am văzut mai devreme în reportaj prima zi, cum s-a desfășurat prima zi a Târgului Universităților din România la Chișinău. Care sunt noutățile acestei ediții, fiind cea de-a 11-a, doamna Eremia? Anul acesta ne bucurăm că am avut un flux constant de tineri. Dacă anul trecut toți tinerii au venit aproximativ 2 ore în mijlocul zilei și atunci au dat buluc peste noi cu toate întrebările, anul acesta ne-am bucurat pentru că ei au venit cumva pe rând, constant, începând de dimineață, au fost foarte conștiincioși, noi abia instalam mesele și aranjam materiale promoționale, iar ei deja se apropiau de noi și erau foarte curioși să afle toate informațiile despre Târgul Universităților. Deci tinerii au devenit mult mai conștiincioși, au venit de la primele ore ale dimineții pentru ca să afle cât mai multe informații. Domnule Certan, cum s-a desfășurat această zi? Ce întrebări au avut mai exact absolvenții de liceu? Ce au vrut să afle ei? Pentru noi a fost destul de obositoare, fiindcă totuși destul de greu a fost numărul destul de mare de studenți, de viitori studenți. Întrebări au fost diferite, cum s-a mai spus, de la cămin la bursă și media pe care au și ce șanse au să fie admiși. În mare parte sunt interesați de oportunitățile care le au la facultate și după și de cămine. Mare parte asta e ceea ce motivează pe ei pentru început. Sunt ei mai informați, tinerii din acest an, absolvenții de liceu din acest an, față de anii trecuți? I-ați văzut mai hotărâți, poate? Da, fiindcă încercăm și facem o sesiune, să spunem așa, de informare pe Facebook. Avem 2 grupuri de admitere și încercăm acolo constant să le răspundem la toate întrebările pe care le au. Da, doamna Eremia. Da, așa cum a spus și Nicu, au început să pună foarte multe întrebări online și atunci când vin la târg, ei deja știu tot felul de răspunsuri și cumva probabil verifică dacă ceea ce am răspuns noi online este și în realitate așa și deja ne mai întrebă și din experiența noastră cum am trăit acolo sau cum ne descurcăm, la fel câți bani cheltuim acolo comparativ cu Republica Moldova. Sunt foarte curioși. Pe lângă aceste informații, beneficiază ei sau poate solicită și o anumită consiliere în carieră? Bănuiesc că sunt tineri care poate știu că vor să studieze în România, dar nu știu exact la ce facultate sau poate sunt într-o dilemă între 2 facultăți. Da, doamna Eremia.
Da, s-a întâmplat, s-au apropiat destul de mulți tineri și pur și simplu ne spuneau că, uite, media noastră este asta și nu suntem siguri exact unde am vrea noi să studiem mai departe. Și atunci încercam să discutăm cu ei, îi întrebăm ce preferințe au, la ce au dat bacul, pentru că dacă au ales o materie de bac și s-au pregătit 3 ani de liceu pentru asta, probabil asta și-au dorit și încercăm cumva să le arătăm câte locuri avem pe anumite domenii care cumva ar veni să completeze ceea ce ei deja au învățat în liceu. Dacă ne referim la sesiunea de admitere în România, când începe aceasta mai exact? Să spun așa, că o problemă este că perioada de admitere e diferită la fiecare universitate în parte. Gen la Crăvă se începe din 9 iulie până pe 21. La alte universități poate să fie diferită, ca și perioada de confirmare. Deci pentru fiecare universitate este în parte această perioadă de admitere. Cu ce noutăți vine sesiunea din acest an, sesiunea de admitere? Sesiunea de admitere anul acesta vine cu mai multe locuri. Acesta este un lucru foarte îmbucurător pentru noi, pentru că de la an la an, grantul total de locuri, oferta pe care ne-o dă statul român nouă, crește de la an la an simțitor și partea bună este că din numărul total cumva s-a majorat și numărul de locuri cu bursă oferit. Asta nu face decât să ne bucure pe noi mai mult, pentru că mai mulți tineri aleg să vină să studieze în România. Față de anii trecuți, este în creștere această cifră a tinerilor care optează România? Da. Din câte am observat noi, chiar și cât am participat la târgul universităților, tot mai multă lume și tot mai mulți sunt admiși. Ce orașe preferă ei sau ce facultăți sunt în topul preferințelor tinerilor? Până oară, după experiența târgului de astăzi. De obicei, orașele mai aproape de Republica Moldova. Dar asta nu e un criteriu de, să spunem așa, care ar trebui să-i motiveze. Fiindcă, în mare parte, gen în România, noi avem aceeași, să spunem așa, beneficii ca și românii, călătorim gratis toată România cu trenul. Și deja distanța nu mai este un criteriu pe care ar trebui să-l urmeze pentru când își vor alege orașul. Dar de obicei, Cluj, București, Iași, Craiova, Suceava, Timișoara. Orașele cu centrele universitare mari din România. Cum ar trebui să-și pregătească dosarul un tânăr absolvent de liceu pentru ca să fie admis la universitatea dorită în România, doamne Remia? Prima dată ar trebui să vadă la ce facultate ar dori să studieze. După asta, primul pas ar fi să intre pe site-ul universității și acolo va găsi aproximativ toți pașii pe care trebuie să-i urmeze. Acolo este o listă de acte pe care trebuie pur și simplu să le adune mai rapid, pentru că deja la unele universități sesiunea de admitere a început sau urmează să înceapă, să scaneze toate actele și să le trimită online. După acest lucru trebuie să verifice dacă universitatea dată are sau nu admitere online, pentru că unele universități din păcate nu au această facilitate și cumva îi obligă pe studenți să se deplaseze până acolo, să depună actele fie în original, fie să depună copii și să aștepte deja rezultatele. În cazul în care nu sunt admiși în sesiunea de bază, pot să spere și la un loc în sesiunea suplimentară? Da, desigur, că de obicei, dacă nu, gen la o anumită universitate nu se ajung locuri, universitatea încearcă să mai solicite un număr de locuri cu burse sau fără și deja, dacă ei doresc, și aplică în sesiunea a doua. Există posibilitatea ca ei să aplice la mai multe universități? Da. Și ce se întâmplă dacă, de exemplu, sunt admiși la mai multe? Da, dacă sunt admiși la mai multe universități, atunci urmează ei să aleagă la care doresc să rămână. Însă rugămintea noastră către toți viitorii studenți este să fie conștiincioși și să nu depună chiar la 100 de facultăți, pentru că atunci cumva ei, având
să presupunem o medie mai mare decât a unor colegi, vor ocupa locurile și atunci vor ține locurile ocupate, iar alții nu vor avea posibilitatea din primul tur să intre la facultatea pe care poate și-au dorit-o toată viața. Și atunci ar fi bine să avem un spirit de colegialitate și să îi ajutăm pe ei adică să fim mult mai deciși. Ăsta este îndemnul nostru pentru ei, să fie mult mai deciși. Să fie hotărâți. Da. Este diferită procedura și pentru masteranți? Față de anul trecut este aceeași procedură, nu s-a schimbat absolut nimic. Cum au depus și anul trecut, vor depune și anul acesta, la fel, fie online, fie trebuie să se deplaseze la universitatea dorită. În schimb, trebuie să fie foarte atenți, pentru că la unele specializări sunt probe de admitere. Acestea ar fi kinetoterapia în unele orașe și cred că sportul. Cred că sportul ar mai avea probe eliminatorii și actoria, desigur, pentru că presupune deja un talent pe care trebuie să-l expună. Să-l demonstreze. Da. Dacă ne referim la aceste avantaje pe care le presupune studiile în România, avantaje pentru tinerii basarabeni care aleg să studieze peste prut, domnule Ciortan, din experiența dumneavoastră până oară, care sunt aceste avantaje pe care le-ați simțit? În primul rând, bursa de basarabean, ceea ce e o bursă de 65 de euro, să spunem așa, e destul de convingătoare. Pe lângă asta, multe orașe, sau de fapt mai puține, dintre care și Universitatea din Craiova, oferă cetățenilor basarabeni bursa de merit. Oferă șansa să participe la această bursă. Depinde totul de medie pe care o au. În mare parte, deja căminele depinde la universitate de la alta, de la facultate la alta și, cum am mai spus, faptul că pot călători gratis cu trenul prin toată România. Și ăsta e un lucru foarte bucurător, să spunem așa, pentru noi. Dacă este să ne referim după absolvire, de exemplu, ce avantaje oferă o diplomă de licență în România sau o diplomă de masterat, doamna Iremia? Da, diploma de licență în România nu aș vrea să spun că este mai superioară decât cea din Republica Moldova, însă cumva oferă mai multe posibilități de angajare după. Adică un absolvent de studii superioare în România, dacă s-ar întoarce acasă în Republica Moldova, cu siguranță va fi angajat mai ușor. În schimb, o persoană care face studiile în Republica Moldova și ar încerca să se angajeze în România, dacă este un specialist bun, desigur că va fi acceptat. În schimb, nu toate diplomele din Republica Moldova sunt recunoscute internațional sau în România, România fiind în Uniunea Europeană. Oferă foarte mult statul român pentru noi, posibilitatea de a obține o diplomă recunoscută internațional și la fel mobilități Erasmus cu mai multe țări din toată Europa. Da, pe de altă parte, tinerii cumva nu ar trebui să privească doar studiile în România prin perspectiva diplomei, dar și prin perspectiva calității studiilor sau a altor experiențe, bunăoară, experiența Erasmus. Cât de interesați sunt ei să participe și în cadrul activităților de voluntariat? Mare parte, să spunem așa, e mai greu la început, pentru că nu sunt cunoscuți cu acest voluntariat, dar după observă câte facilități și oportunitățile se oferă prin asta și totuși multor chiar le place însă și spiritul ăsta de voluntariat și se implică foarte mult în diferite activități, facultative, universitare, chiar și asociații de basarabeni. Cum îi motivați pe studenți să se implice mai mult în astfel de activități? Încercăm să facem tot felul de activități care cumva ar fi pentru domeniul lor și încercăm să facem activități extracurriculare care să-i scoată din anonimat, încercăm să îi ajutăm să se autodezvolte, le facem tot felul de traininguri de dezvoltare, încercăm să aducem la ei traineri buni din România, chiar și colegii noștri români implicăm în acest proces, făcându-le traininguri de public speaking, pentru că pentru noi, basarabenii, din păcate, acesta este nu neapărat un defect, în schimb, este un neajuns pe care noi cumva îl eliminăm în România. Frica de a vorbi în public, de a ne exprima și, la fel, corectitudinea cu care vorbim în public.
Care este rolul acestor asociații, organizații de studenți basarabeni în România și dacă aveți vreo hartă a activismului, oare, nu știu, sunt mai activi tineri din vreo anumită regiune a României sau basarabeni dintr-o anumită regiune a României? Colaborați între dumneavoastră, între grupurile de studenți? Da, desigur, însă și Târgul Universităților îl organizăm mai multe asociații împreună, împreună formând federația. De obicei facem și nu doar Târgul Universităților împreună, mai sunt multe activități pe parcursul anului, cum ar fi Festivalul Basarabia sau diferite activități în cadrul chiar și universității, de obicei. Activități în care încercați să implicați pe tinerii studenți în România. Tinerii încadrați în sistemul de învățământ din România sunt un exemplu real de succes al programelor de burse oferite de statul român. Mihaela Ungureanu, studentă la Cluj-Napoca, povestește despre oportunitățile pe care i le-a oferit Universitatea din România. Cluj-Napoca este considerat a fi unul din cele mai vibrante orașe studențești în România, iar pe lângă experiența academică, aici ai posibilități multiple de voluntariat datorită anumitor organizații, asociații, ONG-uri în care poți activa. Dacă ar fi să vorbesc despre experiența mea academică, aș începe prin a spune faptul că mă simt onorată că sunt student la Universitatea Babeș-Bolyai, având în vedere că ea este considerată a fi cea mai prestigioasă universitate din România. Mai mult de atât, legat de facultatea la care studiez eu, și anume Facultatea de Studii Europene, aș putea spune că datorită multiplelor parteneriate pe care le are cu universități din toată Europa, eu am avut ocazia să accesez programul Erasmus, programul de bursă Erasmus, și așa am ajuns să studiez un semestru în Marea Britanie, și anume în orașul Nottingham, la Nottingham Trent University. Dacă ar fi să vorbesc despre experiența mea în Marea Britanie, aș spune că pe lângă experiența frumoasă academică, am avut ocazia să întâlnesc oameni din multe țări și să leg anumite prietenii foarte frumoase și în același timp am ocazia să și călătoresc pe toată insula și aici mă refer la Țara Galilor, Scoția și Anglia și nu numai în Marea Britanie. Deci până la urmă programul Erasmus este despre experiența academică, dar în același timp este și despre oportunitate de călătorie. Aici vreau să menționez și faptul că voi fi mereu profund recunoscătoare universității mele pentru ocazia de a merge în Marea Britanie și de a studia acolo și cu această ocazie încurajez tinerii să fie un pic mai îndrăzneți când vine vorba de a accesa acest tip de burse sau aceste oportunități. Dacă ar fi să caracterizez studenția mea de la Cluj, aș încadra-o în trei secțiuni. Prima ar fi experiența academică, a doua ar ține de voluntariatul pe care am avut ocazia să îl fac la Cluj și a treia, cu siguranță, partea mea preferată, călătoriile, pentru că sunt o mare amatoare de călătorii și de a întâlni oameni faini și culturi noi. Vreau să menționez și faptul că am ales Clujul dintr-un motiv bine temeat, și anume faptul că Clujul are acea autenticitate românească, dar în același timp are și acela aer vestic de care am nevoie. Și dacă ar fi să încurajez tinerii basarabeni, elevii basarabeni în special, privitor la un anumit mediu academic, atunci cu siguranță aș recomanda Clujul, pentru că după mine Clujul este acel mediu perfect pentru o studenție frumoasă. Oportunitatea de a fi student în România este una prielnică și pentru Antonella Răileanu. Urmăriți într-un scurt material experiența tinerei studente în anul 2 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Antonella Răileanu face parte din miile de tineri basarabeni care, după absolvirea liceului, a ales să studieze în România. Nu a fost ceva imprevizibil, am planificat asta de mult, să zic că poate după gimnaziu, și m-am gândit că cumva acest oraș, această țară, mi va oferi mai mult decât putea să-mi ofere Chișinău sau Republica Moldova. Am acces la studii de calitate și în plan profesional eu îmi văd un viitor acolo, pentru că atâta timp cât mă pasionează ceea ce studiez, nu cred că ar exista ceva ce m-ar împiedica să nu profesez în asta. La capitolul voluntariat, da, fac și îmi place. Vreau să menționez aici despre Organizația Studenților Basarabeni din București. Este o organizație care promovează valorile culturale românești, ajută bobocii să se integreze în această comunitate și până la urmă cred că e o șansă foarte bună să crești profesional și organizează foarte multe lucruri drăguțe, le spun eu, pentru societate, pentru studenți, pentru elevi și e o organizație unde am
nu știu, am cunoscut oameni cu care aș putea să lucrez, să fac ceva frumos pentru alți oameni. Tânăra îi încurajează pe absolvenții care și-ar dori să studieze în România să fie încrezători și să-și realizeze visurile, chiar dacă acest drum presupune și multe sacrificii. Eu le recomand să îndrăznească, să încerce și să fie încrezători în forțe și să nu le treacă gânduri negative că ok, nu aplic pentru că nu cred că intru, pentru că media este nu știu cum sau nu știu ce. Eu cred că încercarea vină nu are și până la urmă cred că fiecare își poate găsi un loc în domeniul pe care vrea să-l profeseze. Am urmărit experiențele tinerilor Mihaela Bungureanu și Antonela Răileanu, studente în România. Vreau la rândul vostru să ne povestiți despre propriile experiențe. De ce anume ați ales să studiați în România? Care a fost motivația, doamna Iremia? Prima dată când am hotărât să studiez în România, eram undeva în liceu, când am văzut eu că niște prieteni comuni își fac studiile acolo. Inițial m-a speriat gândul că trebuie să plec departe de casă, în schimb am fost foarte hotărâtă și am aplicat și vreau aici să adaug despre domeniul ales. Eu m-am pregătit tot liceul să aplic la medicină și asta cumva ar fi o lecție pentru studenții care, pentru viitorii studenți, pentru că deși m-am pregătit să aplic la medicină, când a venit vorba să merg efectiv să completez cererea, am scris doar facultatea de drept. Înainte, când am aplicat eu, nu era posibilitatea să aleg 100 de orașe, erau doar 3 posibilități și toate 3 au fost de drept. Nu am ales nimic medicină și nu îmi pare absolut rău deloc. Asta cumva vine să-i ajute pe studenții, pe viitorii studenți, pentru că foarte mulți care au venit astăzi la târg și cei care ne scriu online spun că, de fapt, ei nu sunt siguri pe ce ar vrea să urmeze în viitor și nu sunt siguri ce profesie vor ei să-și aleagă. Cam asta s-a întâmplat și la mine. Nu eram foarte sigură pe mine. În schimb, cred că am făcut cea mai bună alegere și chiar îi urmează să facă cum cred ei. Și așa că un mic sfat, sper să nu se supere părinții, dar să aleagă ceea ce își doresc ei, pentru că ei vor lucra în domeniu, dar nu părinții lor. Să aleagă în conformitate de ceea ce simt și ceea ce vor să fac și ce le place. S-au schimbat cumva preferințele tinerilor, iată, bună oară, din perioada în care ați aplicat atunci la studii în România și cu tinerii de astăzi? S-au modificat un pic. Când aplicam eu, era mai mult accent pus pe facultatea de medicină și drept, de-aia am și ales între ele două. Acum, pe lângă aceste două facultăți, copiii au început să mai opteze și pentru facultățile de IT, pentru că este un domeniu foarte căutat acum și are o rată de angajabilitate mult mai mare decât alte domenii. Practic, nu rămâi cu o diplomă pe care o pui doar pe raft să stea frumos, ci este o oportunitate bună de a te angaja la o firmă bine plătită. Da. Domnule Certan, vreau să ne povestiți despre experiența de a studia în România și de ce ați ales anume România. Eu am făcut și liceu în România, în primul rând. Am fost motivat, să spunem așa, de o rudă, care de asemenea a făcut universitatea în România. Și m-am motivat prin faptul că mi-a povestit multe lucruri interesante despre România și care nu se regăsesc în Republica Moldova. La început am fost foarte entuziasmat, am fost susținut de către familie, dar cât mai mult se apropia de perioada de admitere, tot mă gândeam dacă totuși plec timp de 4 ani de acasă. Aveam de-abia 16 ani și parcă... Este mai dificil. Era un pic de frică, să spunem așa. Dar până la urmă am plecat, am intrat într-un orășel destul de drăguț. Și după o perioadă de jumătate de an, am înțeles că voi face și universitatea în România, că nu mă voi întoarce. Eu, să spunem așa, eram fascinat de matematică și din motivul ăsta am ales și informatica. Totuși au o mică legătură între ele. Am ales apoi Craiova din motiv că mi s-a părut un orășel destul de interesant și faptul că era mai departe de casă m-a entuziasmat oarecum. Fiindcă mai multă independență. Asta e și chestia, multă independență. Mulți vor cât mai aproape de casă, dar nu știu dacă asta e chiar un lucru foarte bine. Fiindcă pleacă mai des acasă, sunt, nu știu cum, dependenți de familie, de casă, de locul unde au
trăit, dar ar fi și timpul să se mai, să spunem așa, să se mai deschidă, să fie mai independenți, fiindcă asta e și un beneficiu pentru ei în viitor. La informatică, să spunem așa, m-a fascinat și, cum a spus și Luba, faptul că după ai un loc sigur de muncă, dar și tot chestia asta ține foarte mult de studentul însăși, cât de bine el se pregătește de această profesie și ce interes are pe viitor și pentru el însăși. Craiova, comparativ cu alte orașe, m-a mai fascinat și prin faptul că, să spunem așa, cum oferă și bursa asta de merit. Care este importantă. Care este studenți. Importantă mai ales pentru student, fiindcă toți de obicei când spun că vin în România vor să fie independenți, să se întrețină singuri, să-și caute un job. Și faptul că au bursa de Basarabian bani și bursa de merit, nu știu, într-un fel oarecare lasă gândul de muncă și totuși se să spunem așa, îndrepte mai mult pe partea de studii. Da. Și dacă ne referim la această perioadă de adaptare, există această perioadă de adaptare sau tinerii trec foarte ușor dintr-un sistem învățământ în altul? Nu, de obicei asta totul depinde de la persoană la persoană. În mare parte le iau o lună, două, sau depinde în anturajul în care au nimerit. Da. Noi, din fericire, avem multe asociații de studenți care activează cumva pe întreg teritoriul României și ajută chiar și elevii, chiar și studenții care ajung în orașele noastre să se adapteze mai ușor. Avem programul Adoptă un Boboc, care ține, de exemplu, în orașul nostru ține o lună și noi, timp de o lună, încercăm să facem activități de cunoaștere, de ieșire împreună cu studenții deja admiși și cumva încercăm să integrăm în toată societatea de acolo. Au menționat mai devreme tinerele în reportaj despre aceste experiențe Erasmus. Cât de importante sunt ele, cât de relevante sunt ele pentru studii, pentru cariera ulterioară a studenților? Și dacă ați participat în vreo experiență de acest gen? Da, eu am participat într-o experiență de acest gen, dar nu am plecat până la urmă. A fost din cauza actelor pe care nu le-am avut în regulă în momentul dat și cumva am regretat o perioadă că nu am putut să fac acest lucru. Dar sunt oportunități destul de interesante și foarte mulți colegi de-ai mei au plecat. După aceasta s-au întors și partea bună a experiențelor Erasmus este că pe lângă faptul că tu te dezvolți acolo în alt cadru social, vezi cum este învățământul în țara respectivă, cunoști alți oameni, vii cu tot felul de cunoștințe noi pe care le poți aplica în universitatea ta și mai este partea bună că tu poți să-ți echivalezi examenele de acolo și practic nu vii cu restanțe sau cu minusuri sau cu anumite lipse în note. Domnule Ciortan, ați beneficiat de o asemenea experiență? Din păcate nu, dar din câte cunosc am colegi în Craiova care au fost din primul an cu programul Erasmus și după ce s-au întors s-au aplicat și următorul an. Ce să spune deja multe, da, despre spune multe valoarea și, experienței. Dar cum am mai spus, totul depinde de la persoană la persoană. Unii au mai rămas mai puțin încântați, alții mai mult. Asta e. Dacă ne referim la posibilitatea de a avea un job, cât de ușor pot să-și ia un job studenții în România și dacă pot să îmbine și studiile și jobul, pentru a se întreține, desigur? Da, eu cred că este foarte posibil să se angajeze. Studenții basarabeni care au dubla cetățenie, cumva le vine mai ușor să se angajeze, pentru că având cetățenia română, pe teritoriul României pot să lucrezi lejer. În schimb, studenții care nu au dubla cetățenie își fac un permis de ședere, iar în baza lui pot lucra legal 4 ore. Iar 4 ore pentru un student care își mai face și studiile, cred că este foarte bine și 4 ore sunt destule ca tu cumva să faci un bănuț în plus și pe lângă asta să ai timp și să mai înveți. Cât de des sau cât sunt mulți studenții care optează să aibă un job în timpul studiilor? Să spunem așa, sunt destul de mulți.
Dar mult depinde și de profesia care o învață și în ce domenii își caută ei jobul. Mulți, gen la IT, reușesc să-și caute un job, să-și găsească un job chiar în timpul anilor de studii și chiar în domeniul IT. Alte domenii necesită să prezinte o diplomă sau chiar și la medicină e mai complicat. Dar reușesc foarte ușor să caute alte domenii de lucru, ce nu neapărat să țină de facultatea sau profesia pe care o studiază. Dacă este să ne referim la revenirea acasă și cât de dispuși sunt tinerii sau poate nu sunt dispuși ca după finalizarea studiilor în România să revină aici în Republica Moldova sau ce planuri au ei mai exact după ce finalizează studiile? Doamne Remia. Da, asta este întrebarea pe care ne-o adresează inclusiv profesorii când ajungem noi în România, dacă dorim să ne întoarcem cumva în Republica Moldova. Pe de o parte, foarte mulți studenți rămân acolo și se angajează în câmpul de muncă din România. Lucrul ăsta este bun pentru că salariile de acolo sunt mult mai motivante decât salariile din Republica Moldova și condițiile de muncă la fel. În schimb, cumva este trist pentru că lăsăm acasă familii și lăsăm acasă prieteni, lăsăm un mediu în care noi ne-am format și am crescut. Și atunci este cumva foarte greu pentru că încercăm să facem drumul dintre casă și lucru sau dintre casă, momentan facultate. Și din punct de vedere sentimental este destul de greu să ne desprindem de Republica Moldova. Vă gândiți să vă reîntoarceți aici, Republica Moldova, după finalizarea studiilor sau ce planuri aveți mai exact? Momentan nu am făcut un plan, să spunem, pentru viitor așa îndelungat, fiindcă cu dată cum termin și universitatea, poate mulți doresc să-și facă studiile de masterat sau doctorat și atunci se prelungește perioada de ședere în România. Și în mare parte, să spunem așa, mai mult de jumătate, eu cred că rămân din câte am văzut ultimii ani, fiindcă totuși România le oferă multe posibilități și condiții. Câți din studenți optează să meargă să facă un masterat peste hotare, mai departe de România? Și unde anume preferă ei să facă aceste masterate? Studenții noștri, după ce finalizează studiile în România, studiile de licență, aleg să meargă, să spunem, undeva în proporție de 30-40% în alte țări, pentru că deja cumva din Republica Moldova au trecut în România și au evoluat, apoi văd România deja ca pe un scop atins și încearcă să meargă și mai sus, optând, de exemplu, pentru Marea Britanie, Franța sau Olanda. Cred că astea sunt cele mai căutate țări, iar pentru domeniul de kinetoterapie știu că foarte multe colegi din care au absolvit în România au ales să meargă în Turcia pentru că acolo sunt anumite centre de reabilitare care sunt la un nivel foarte bun dacă vorbim despre nivelul internațional. Și cum, de fapt, ce va motiva, ce ar motiva studenții tinerii basarabeni să revină acasă aici, în Republica Moldova, după ce finalizează studiile? Care ar fi motivația pentru care ei s-ar întoarce? Eu cred că, în primul rând, asta ar fi familiile, rudele și faptul că au crescut toată viața în Republica Moldova. Dar să sperăm totuși că se va schimba și situația și vor avea condiții la fel de bune ca și în România, ca și în Europa. Și cine știe, poate și deja studiile vor fi la fel de calificative ca și în România. Da, doamna Iremia. Da, eu cred că statul din Republica Moldova ar trebui să facă salarii un pic mai bune. Dar acum nu ne putem aștepta ca peste noapte să se întâmple schimbări și cred că dacă unii dintre noi ar termina studiile în România și ar avea niște studii de calitate și s-ar întoarce în Republica Moldova, cred că ar putea schimba destul de multe lucruri, dacă nu pentru noi, atunci cu siguranță pentru cei care vin după noi și să încercăm să le facem noi un cadru unde ei s-ar putea dezvolta și unde ar dori să se întoarcă acasă. Dacă ne-am referit la această diferență dintre sistemele de învățământ, sistemul de aici din Republica Moldova și cel din România, care ar fi cele mai importante diferențe și care ar fi beneficiile, poate? În afară de diplomă, cum s-a mai vorbit, la fel și bursa, ceea ce motivează foarte mult, dar și însă și cursurile, toate chestiile care se
predau la universități, nouă, cei care învățăm în România, ni se par destul de evoluate față de Republica Moldova. Faptul că au diferite domenii în care pot să-și facă practica, le se oferă foarte multe avantaje pentru a practica pe parcursul anilor, fiindcă nu e suficient doar ce se predă în cărți sau la cursuri, au nevoie în primul rând de practică, ceea ce România oferă și la un nivel foarte înalt, să spunem așa. Dar iarăși depinde de orașe și de fiecare universitate de facultăți în parte, și da. Facultate și de specificul acestuia. Doamne Remia, care ar fi această diferență dintre sistemele de învățământ? Unul și care îl consider eu foarte, foarte important este anume aspectul că în facultățile din România totul este, sau aproximativ totul este facultativ. Adică diferența majoră între o lecție aici și o lecție în România este faptul că profesorul, după ce îți predă întreg cursul, poate să plece pur și simplu și să-ți lase materia ca tu să o înveți. În schimb, în Republica Moldova este, consider eu, acest lucru un pic negativ, faptul că cumva se predă cursul și știu eu de la unii colegi că se întreabă tema sau ești tras la răspundere. Ori considerăm noi că nu mai este cazul, adică facultatea ar trebui să fie facultativă și deja ar trebui cumva să te responsabilizeze pe tine, adică să dorești să cunoști, să înveți, pentru că mai este și ceva în caracterul nostru că atunci când ni se impune să învățăm ceva, noi cumva să respingem. Și cred că dacă am studiat noi din dorința noastră, cum se întâmplă în România, atunci am învățat lucrurile mult mai bine decât atunci când suntem obligați să le învățăm. Și pentru că ați menționat despre această flexibilitate a cursurilor, cum v-a ajutat pe voi să, nu știu, să însușiți mai bine materia, să aveți mai multă dorință de a studia și de a vă implica la facultate? Faptul că am schimbat sistemul de învățământ, am trecut de la cel din Republica Moldova în România, eram oarecum entuziasmați de orice se întâmpla sau orice ne predau acolo profesorii. În primul rând am cunoscut mai multe chestii interesante și care știam că nu se predau aici de la colegi care aveam în Republica Moldova. Chiar însă și practica care se predă acolo e la un nivel mai înalt și facem multe chestii care nu neapărat de facultate, dar care, să spunem așa, în Republica Moldova pentru chestiile astea se pot obține și bani, gen cum ar fi anumite programe care deja ele sunt învățate de la universitate. Adică îi termină deja la un nivel destul de înalt. Dacă este să ne referim la atitudinea profesorilor, la relația dintre profesor și student, care este acolo această relație, această conexiune și dacă puteți să faceți o comparație cu aceasta din Republica Moldova? Da, din păcate eu nu am studiat în Republica Moldova ca să pot să spun din experiența mea proprie, dar știind de la alți colegi pot să fac o analogie. În România, cumva, profesorii sunt mult mai prietenoși și nu își țin cumva statutul de profesor care nu discută cu tine nimic. În pauze pot să se apropie de tine și să te întrebe dacă totul este bine, dacă ai vreo problemă, mai ales noi, pentru că venim din Republica Moldova, am putea spune că suntem cumva favorizați pentru că ei sunt mai atenți la noi, încearcă să ne explice mai pe înțelesul nostru și cumva atitudinea lor față de noi este foarte pozitivă, pentru că studenții din Republica Moldova, când pleacă acolo, încearcă să demonstreze că ei de fapt sunt buni și că ar trebui să fie recunoscuți. Și această atitudine cu siguranță trezește și mai mult dorința tinerilor de a studia. Chiar în minutele ce urmează vom intra în legătură directă cu Ion Păstica, președintele de onoare a organizației studenților Basarabeni din București. Domnule Păstica, bună seara! Bună seara! Domnule Păstica, să ne spuneți care sunt avantajele pe care le oferă România tinerilor basarabeni care optează pentru o universitate de peste Prut? După cum a menționat și colega mea anterioară care discută cu tine în continuare, avantajele de a fi student în peste Prut sunt mai mari chiar, cred că, și decât la cei care sunt români aici. Avantajele ar fi nu numai că faci o
o legătură cu cultura ta națională, care suntem și noi toți români, dar ai și mai multe oportunități de a te dezvolta, precum ar fi partea de voluntariat, partea de internship-uri și partea de o conexiune cu o companie multinațională. Cât de importantă este implicarea studenților deja în activități și ce oportunități li se deschid tinerilor studenți în România? În fiecare localitate din România există o organizație a studenților basarabeni, în care poate fiecare basarabean să se implice ca să aducă un aport pozitiv în societate. Pe lângă toate aceste oportunități, mai sunt și asociațiile studențești și mișcarea studențească a României, care este de 10 ori mai puternică decât cea din Republica Moldova. Aici studenții sunt avantajați cu internship-uri foarte bune și cu o creștere în cariera ta de la student la un viitor angajat foarte mare. Domnule Postica, noi vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, să aveți o seară cât mai frumoasă în continuare. Pentru că suntem pe finalul emisiunii, vreau să veniți cu un mesaj către tinerii absolvenți, către elevii care își doresc să facă studii în România. Ce le recomandați și de ce anume ar trebui ei să aleagă România, doamna Irenia? Eu cumva îndemn să aleagă ei singuri și să nu se lase influențați de absolut nicio părere din exterior, să aleagă ceea ce simt, pentru că ei vor profesa în continuare și, desigur, ca un mare îndemn este să fie conștiincioși și atunci când merg acolo să nu uite niciodată că ei vin din Republica Moldova și că trebuie să se comporte foarte frumos, pentru că noi încercăm să fim cumva ambasadorii Republicii Moldova acolo. Unde ar putea ei să găsească informații referitor la sesiunea de admitere, în caz că nu știu unde să întrebe? Avem, cum am mai spus, grupuri de admitere pe Facebook, Admitere România sau Admitere RO, unde încercăm cât mai constant, cât mai des să le răspundem la orice întrebare care wow. Da? Ce recomandați tinerilor care își pregătesc acum dosarul pentru admitere? Să fie mai îndrăzneți și la orice așteptare au din partea, să spunem așa, României, mai mult din jumătate totul depinde de ei. Ce interes și stăruință își vor da, aceia vor primi înapoi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Mâine vă dăm întâlnire colega mea, Dana Ciobanu. O seară frumoasă să aveți. Numai bune!